desenă expresii. Este legea semnului, că la mulțire și împărțire, aceeași rețetă este. Și acum eu fac așa. Ca să înțeleg aici, semnul lui e, cui, F1 ori F2 supra F3 ori F4. Semnul, da? E, semnul acestea înseamnă să fac legea, iată, pe aici, undeva, până aici, așa, și iată-le, am, practic, zona de la minus infinit la plus infinit, ruptă în 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervale, până în minus 2, apoi între minus 2 și 1 pe 3, între 1 pe 3 și 3 șeptim, între 3 șeptim și 2, între 2 și 3. Ne amintim că am avut minus 2 și 2, da? 2 este de două ori întâlnit. Pe 2 l-am întâlnit odată de la x pătrat minus 4, iar aici. Și am întâlnit și la x pătrat minus 5x plus 6, și aici. Dragii mei, acum începem legea semnului și zicem așa. Minus cu plus cu minus, deci 2 din minus la mulțire fac plus sau împărțirii, deci plus va fi pe aici. Asta ce înseamnă? Că dacă dau un x din zona asta între minus infinit și minus 2, în expresia asta, dacă locuiesc pe x, pun x din zona asta, rezultatul va fi un număr pozitiv. Hai să locuim cu minus 3. Deci face 3 ori minus 3 minus 9, minus va da asta. Aici, minus 3 la pătrat face 9, minus 4, plus va da asta. Iată așa este. Iar așa, minus, plus. Sigur că da. Cealaltă, 7x minus 3, va da minus, cealaltă va da plus. Și minus pe minus face plus, pentru că astea sunt pozitive. Sigur că da, este rețeta de aici. Vedeți? Asta este motivul pentru care eu sunt convins că lucrurile stau cât se poate de corect, dacă am făcut bine la momentul respectiv. Dar dacă vreau să mai controlez, pot să fac chestia. Minus cu minus cu minus, 3 din minus face minus. Minus va fi aici. Aici am plus, minus, minus și plus. Deci 2 de minus fac plus, plus. Aici, pe zona asta, am un singur minus, deci face minus. Și în partea asta, am 3 de plus, un minus, minus. Și când faci mai plus, plus. Iată că, în final, pot să spun că am văzut exact semnul acestei expresii. Și acum citesc. Cum trebuia să fie toată fracția asta? Mai mare egal decât 0. Unde este mai mare? Adică unde este plus? Unde este ea mai mare? Deci așa trebuia să fie. Mai mare egal decât 0. Unde este? Aici. Deci asta ar fi zona. Ar mai fi și aici. Și ar mai fi și aici. Peste tot o alternativă de plus, minus. Minus, plus. Minus, minus. Aici este singurul loc unde nu mai alternează. Și mă duc să cercetez. De ce? Încă 2 a fost întâlnită de câte ori? De 2 ori ca rădăcină. Și fiind de 2 ori ca rădăcină, adică de 2 ori întâlnită ca rădăcină ale expresiei, ale funcțiilor respective, ale ecuațiilor respective, din funcțiile arată așa. Și atunci înseamnă că acolo unde e întâlnit o singură dată, alternează. Sau de 3 ori. Deci în dreptul acelor valori întâlnite odată, de 3 ori, de 5 ori, de un număr impar de ori, semnele vor alterna. În dreptul celor întâlnite de un număr par de ori, semnele se păstrează. Deci, dragii mei, asta ar fi. Deci aici echivalent cu x aparține, hai să zicem, de la minus infinit până la minus 2. Minus 2. Dar să vedem dacă le iau pe minus 2. Aici am și posibilitate de egal. Minus 2 de unde vine? Minus 2 este rădăcina lui x pătrat minus 4. X pătrat minus 4 unde este? La numărător. 0 supra ceva, când minus 2 este 0. 0 pe ceva face 0. Deci, eu am și posibilitate de 0, închid. Adică le iau și pe minus 2. Reunit. De aici până aici. De la 1 pe 3 la 3 pe 7. De la 1 pe 3 la 3 pe 7. Dar nu știu ce să spun. Intervale la 1 pe 3 se văd. 1 pe 3 e de la 3x minus 1, iar 3x minus 1 este sus. 0 pe ceva face 0, deci îl închid. Și 1 pe 3 îmi place.
3x7. 3x7 e de jos. Împărțirea la 0 nu are rost. Și atunci vreau deschis. Reuni, mai adaug. Încă. Să facem am, ce zonă? De la 3 încolo. De la 3 la plus infinit. 3 la plus infinit. Pe 3 să le iau sau adică închid, interval închis sau de unde vine 3? 3 este rădăcina lui x pătrat minus 5x plus 6. E la numitor, adică deschis. Interval deschis, fără el. Mă apropii cât vreau de mult, dar fără să le iau pe punctul respectiv. Aici îl le iau pe minus 2, aici îl le iau pe 1 pe 3, dar 3 pe 7 și 3, nu. Pe minus 2 îl le iau, da. Și cam asta ar fi ideea. Deci asta este domeniul, este pentru condiția de aici. De asemenea, x nu are voie să fie 3 pe 7. X diferit de 3 pe 7. Păi este asigurat că e deschis aici. X diferit de 2 și de 3. De 3, da, dar 2 nu intră în discuție. Și atunci voi spune aici, f e definită pe această zonă, de la minus infinit până la minus 2, reunit cu 1 pe 3, aleu și pe 1 pe 3, deci, până la 3 pe 7, 3 pe 7, așa, reunit cu 3, plus infinit. Iată, așa, cu valori, cu valori mele. Cu valori mele. Deci, atât domeniul de definiție, așa este. Format dintr-o reuniune de interval. Deci, am voie să-mi pun problema să găsesc Y pentru funcția asta, să studiez funcția doar pe zona asta. De la minus infinit la minus 2, la 1 pe 3, la 3 pe 7 și la 3 încolo. Și la altă zonă, dacă dau un X de aici, din zona în care nu există, adică un X de la minus 2 la 1 pe 3 sau între 3 pe 7 și 3, se întâmplă o mare nenorocire, anume radicalul, subradical va da o expresie, un număr negativ și radicalul nu se descurcă dintr-un număr, radicalul vine din parte. În clipa de față spune că am stabilit domeniul definiției, iar studiu, funcția acesteia, rămâne o chestie foarte elegantă, bunoară. Dacă ar fi să facem limita în niște puncte. Cel mai interesant, dacă să facem minus 3. Limita în minus 3, locuim pe x cu minus 3. Și dacă, sigur, nu se întâmplă niciun necaz. Problemele interesante sunt în vecinătatea punctelor care nu aparțin. Bunoară 3 pe 7 ar merita o limită la 3 pe 7, dar cu x și nu de dincolo de 3 pe 7. Nici nu am voie să pun problema asta. Pentru x și dincolo de 3 pe 7 până în 3, în vecinătatea lui 3 pe 7, în dreapta, nu găsesc y pentru aceea. Deci ce fel de limită aș putea să pun aici? Limita doar din partea dreaptă. Partea stângă. Cum zic, el ies în punctul 3 pe 7 egal cu limită pentru x. X vin de la valori mei și se apropie de stânga, x și sunt crescător. X se duc spre 3 pe 7, iată putem scrie să geata așa, din radical din 3x minus 1 minus 1 pe lângă x pătrat minus 4, totul supra, 7x minus 3, 7x minus 3, pe lângă x pătrat minus 5x plus 6. Și la limita asta, dacă trec, deci înlocuiesc pe x cu 3 pe 7, faci radical din cât faci aici? 3 ori 3 pe 7 minus 1, pe lângă 3 pe 7 la pătrat faci 9 pe 49, pe 7 la a doua 49 minus 4, totul supra, la numitor, faci 7 ori 3 pe 7, minus 3, pe lângă x pătrat minus 5x plus 6, adică ar fi 9 pe 49, minus 5 ori 3
pe 7 minus plus 6 și egal mai departe cu radical din 9 pe 7, 9 minus, aduce altă 9 minus 7, 2 pe 2 pe, pe face aici, 2 supra 7 ori 9 ori 4, 49 ori 4, 4 ori 4, 16, 9, dă un număr negativ. Ori un număr negativ, că 9 minus, așa. Jos, va face 7 cu 7, face 0 aici. Dar depinde ce fel de 0. Dacă aș fi avut tabelul, în stânga lui 3 pe 7, se vede că este 0 negativ. Și pun 0 negativ, adică citesc din tabelul de variație a semnului și văd că e 0 negativ. Acum, aici 4 cu 49 minus 5, să vedem ce fel de număr găsesc. 4 pe 49 minus 15 pe 7 și plus 6. Se vede că 49 ori 6 și 49 ori 15 face sigur ăsta mai mare decât în partea asta. Aici amplific numai cu 7, atenție, cu 7. Și 7 ori 5, 7 ori 7, 30, 100, minus 105. 49 ori 6 face un număr pozitiv. E clar că ăsta va da un număr pozitiv, plus. Și acum fac legea semnului. Plus cu minus, minus, minus cu plus, minus și face plus, radical ceva cu plus, radical cu plus, nu, un număr pozitiv, un număr pozitiv supra 0 pozitiv. Pentru că minus pe minus va face plus. Și atunci face radical din plus infinit. Nu putea fi din minus infinit, că ar fi avut rost. Deci radical din plus infinit care face plus infinit. Deci rezultatul este plus infinit. Așadar, în tabelul, dacă l-aș face, în stânga lui 3, x-ii care se apropie de 3 pe 7, fac ca y-ii să se ducă spre plus infinit. Fiindcă limita așa mi-a dat. Unii mai pot face limita interesantă. Aș putea să o faci în stânga lui, nu, în dreapta lui 3. Să vii cu x-ii din dreapta spre 3. Deci ar mai merita. Iar în orice alt punct, limita, dacă o fac, în orice punct, înseamnă însăși valoarea funcției în punct. Deci punctele acumulate este capetele de interval deschis.